În mai puțin de o lună de zile, în Prahova s-au înregistrat două cazuri de deces prin electrocutare la locul de muncă. A doua victimă a fost un tânăr de 21 de ani din Cosminele, angajat al unei firme de telefonie, care a murit electrocutat la rețeaua de 220. Acesta se urcase pe un stâlp ca să remedieze o defecțiune la cablurile de televiziune. Se pare că a făcut o manevră greșită, care a fost fatală. Medicii de la ambulanță au încercat să-l salveze, resuscitându-l timp de 30 de minute. Zice că le remediau o defecțiune celor din satul nou. Pare tare rău pentru copil. Efectua lucrări la rețeaua de cablu prin televiziune, de televiziune prin cablu și s-a curentat de la rețeaua electrică. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut tragedia și cine se face vinovat.